Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața, prieteni, ce mai faceți? Cât mai aveți până la vacanță? Da, ține mesaj. Să vedem. Poate mai pleacă cineva în concediu astăzi, poate mai pleacă mâine, noi mai avem un pic. Mai avem un pic, nu plecăm. Stăm plecăm aici. Da. Și înainte de a pleca, o să trecem să ne facem rezerve, să luăm și mâncare cu noi, că s-a scumpit totul. Niște paste, ce? Da. Paste. Și hârtie igienică. Nu râde. Salam. Nu râde, da. Am zis, mă, că mai nou salamul este în cutie antifurt în magazine, nu tot salamul, dar unele bucăți. Sunt multe produse care, da, cred că... Dar de asta, nu te aștept, salam. Mi s-am văzut niște tipuri de brânză de cașcaval în cutie de aia de plastic toată. Mhm. Am mai văzut conserve de ton. Da, să zici că e ton, dar mă rog, totuși nu erau foarte scumpe, adică... Da, adică e 20 de lei o cutie de aia, nu e să știi că e o avere. Da. Adică nu ți crede, știu că, cum alea sunt de obicei cutii de astea. Dar am văzut că e o chestie regională, să zic așa. Adică am văzut și eu asta în anumite supermarketuri. Uh-huh. Variază numărul de cutii de alea de la o zonă la alta. Mhm. Uh-huh. Știi ce zic? Știu ce zici. De cartier. Da. Nu e peste tot la fel. Adică nu e peste tot salamul în cutii. Dar unii proprietari de magazine am văzut că au început să se resemneze. Adică cineva a găsit undeva la un supermarket, dacă tot vorbim de regiune, undeva în Alba Iulia. Uh-huh. Cine ar fi crezut? Deci pe un raft era un pachet de desfăcut de aparate de ras, de unică folosință, și un bilețel atașat. Furați de aici, nu mai începeți alta. Ai, mă. Nu mai începeți. Adică nu mai deschideți și alta. Da, da, da. Știi? Da, mă, a avut grijă totuși de business omului. Băi, îți dai seama, săracul... Puteai să strigi mai multe pachete. Știi? Este ca în anecdota aia, mai furați mașina, că n-are casetofon. Da, nu exact. Nu-i nimic, îi punem noi. cum ar veni asta. Drăguța, da, asta. Băi, da, cei mai nașpa mi se pare aia care mănâncă din borcan și îl pun la loc. Serios, n-am văzut asta. Da, am văzut. L-am văzut pe unul. Borcane începute? Da, sau sticle de suc, sau chestii, știi? Desfac sticla de suc aia, de suc de jus, de portocale, uh-huh, nu alea care sunt capsulate. Iau o gură și pun la loc. Sau cu borcane, mai iau 2-3 castraveciori, pun la pachet și pleacă, știi? Știi ce am văzut eu și verific de fiecare dată? Când iau becuri. Am găsit în cutie bec ars. Aha, dar și asta, că schimbă becul, știi, nu? Că schimbă becul, da, se duce, îl verifică cum ar veni, da, vine cu el la ars de acasă. Șeful, am venit și eu cu un bec să văd dacă se potrivește, da, că nu știu dacă se potrivește. Intru și eu cu el, intră, domne. Asta, da, e deja intrat în legendă, că becurile alea care se ardeau, practic nu mai sunt, că de-astea LED nu prea cred că au apucat să se ardă. N-ai de unde să știi. Adică oricum, asta e întâmplare data mai veche cu becul ars, nu? Nu. Ai pățit recent? Da, recent. Tare. Da, probabil că avea un bec de la mai vechi. Da. Deci stai, mă, păgubosule, tu ai cumpărat o cutie de becuri LED și era unul ars înăuntru, înlocuit? Da. Nu e adevărat. Și te-ai dus cu el înapoi? Nu. Ce să, păi cum să te duci? Unde? Cine mă crede? Ce poți să faci? Măcar o încerci. E... Te bine, de bună credință. Îl dau ție, vrei? Aha. Încerci tu? Să știi, îmi dai de bunul și mă duc. Dar chiar așa, ce faci când cumperi ceva care este alterat, stricat, nasol? Am cumpărat o pungă de creveți congelați odată, de la un supermarket, nu spun numele. Da, da, dacă știu, erau ei. Dacă erau creveți, cred că ai vrut să scapi cât mai repede de punga aia. Bă, băiete, ei când am deschis punga, era așa un oarecare iz. Și am scos jumate, am pus totuși să se decongeleze ca să îi gătesc. Frate, până și pisica a fugit din casă. Și eram, ce fac acum? Și problema a fost că mă apucasem de gătit și se mai gătește, bă, să-mi par de vin. Și am zis, nu pot să mă duc acum peste ăia, că nu pot să mai iau mașina. Și asta a fost pierderea mea. Deci nu vezi câte lucruri nasoale se întâmplă de la alcool. Asta cu alimentare, da, mai ales dacă e cald, afară foarte cald, o să se mai întâmplă. Da, sigur. Le pui la frigider și duci a doua zi, adică nu... Păi trebuia atunci. De ce trebuia atunci? Păi altfel nu te crede ăla. De ce să te credă? Pentru că l-ai lăsat afară, nenorocitule, să-mi faci mie pagubă, mi-ai adus creveți stricați înapoi. Nu, practic, că... te duceai... Să știi că ei nu prea își bat capul cu chestii de-astea. Te duci peste o oră cu bonul și punga și zici, nu vă e rușine, le bași obrazul. Politica supermarketurilor am văzut că e destul de permisivă în privința situațiilor de felul ăsta. Adică, da, eu am dus de... Nu vreți scandal. Dată... Exact. Am dus o dată o felie de vită. Aha. Înapoi a doua zi după ce am cumpărat-o, că mirosea. Dar ce te faci, ce te faci când mănânci, că nu te prinzi? Cum mi s-a întâmplat mie. Ce poți să le duci? Că... Probe de laborator. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.